Ana, spune-mi ce s-a întâmplat cu piciorul tău, te-ai alunecat pe scară, ce ai pățit? Am alunecat, nici măcar n-am căzut, mă, că puteam să zic, da, dragă, am căzut pe scară, eram și eu mai dramatică. Am alunecat foarte tâmp pe o scară și l-am îndoit în lateral și mi-am rupt un ligament. Peripeții? Da, logic. Spune-mi, știu că în sfârșit, după câteva săptămâni, poți să părăsești țara, poți să pleci în câteva săptămâni, așa? Puteam să părăsesc țara de ceva timp, doar că am mai avut de stabilit niște lucruri cu echipa mea, pentru că îmi doresc în următoarea perioadă să călătoresc mai des și am avut de organizat niște lucruri, plus am avut de terminat seria asta din reală și așa mai departe. Dar da, dacă vrei să mă întrebi dacă pot să plec din țară, pot să plec din țară. Și care e prima destinație pe care o alegi să pleci? Păi acum nu știu unde vreau să mă duc. Eu de obicei nu prea îmi fac așa niște planuri ala lung. Eu sunt genul de om care și în 2023 are un agent de turism, nu știu, să cumpăr bilete de pe internet și mă decid unde să plec de pe zi pe alta, nu neapărat poate de pe zi pe alta, tot timpul, dar în săptămâna aia mă gândesc, vreau să mă duc acolo și mă duc acolo, știi? Nu prea mă plănuiesc dinainte, pentru că tot timpul mă apar alte lucruri și niciodată... Să fii sigură că poți să pleci. Da, niciodată nu mă țin, pierd bilete de avion, nu știu... N-am fost bun așa pe organizarea timpului meu niciodată. Acum aș vrea să rezolv această problemă. Dacă ar fi să dai așa timp înapoi, ce te-ai învăța pe tine, pentru tine, acum? Să dai un sfat singură. Acum, nu știu, 5 ani, să zicem. Mă feresc de genul ăsta de răspunsuri. Știi de ce? Pentru că am constatat acum câtva timp că sunt anumite înțelepciuni pe care le înveți doar trecând prin viață. Nu le înveți nici că ți le spune cineva mai mare ca tine, nu le înveți nici din cărți, nu le înveți de nicăieri, trebuie pur și simplu să treci prin viață, să acumulezi experiență. E ca la Super Mario cumva, să treci de un nivel și de un nivel și de un nivel și abia atunci zici, da, frate, asta eram, ui mei. Nu degeaba se spune că învățăm din greșeli. Evident că învățăm din greșeli și, repet, mie îmi place să cred că totuși sunt un om care n-a trecut viața peste mine degeaba, adică învăț din fiecare etapă din viață. Degeaba Ana de la 38 de ani ar fi zis Anei de la 35 de ani, bă, nu mai munci ca nebuna, că n-ai nimica de demonstrat nimănui, că tu crezi că aș fi băgat-o în seamă? Nu. Aș fi făcut fix exact la fel. Asta e important, să trecem anii cum ne vine, cum ne spune mintea, suflet. Cred că da. Da, cred că trebuie să înțelegem un lucru pe care, uite, e și ăsta. Eu l-am înțeles aproape acum 2-3 luni, că Viața e complexă și multă și diferită și nu-i tot timpul faină și nici măcar nu-i tot timpul nașpa, știi? E pur și simplu ups and downs și nimica nu-i permanent și trebuie să stăm doar calmi, să înțelegem că sunt perioade și să trecem prin ele. Temporar. Corect.